Ce are dor de ducă, parcă-ar fi nălucă, toată ziua prindă. Chiar dacă afară stratul de zăpadă a depășit 40 de centimetri, sunt și tineri care au ales patinele în defavoarea saniei. Este mult mai frumos să patinezi cu prietenii tăi, mult mai distractiv și îți dă o satisfacție mult mai bună. După ce am învățat să patinez, nu știu, a rămas atrasă de locul ăsta. Aici am învățat și e mai frumos, nu știu, și așa toată zăpada asta și... Alții, pentru că nu au avut sanie, nu au stat deoparte și s-au dat pe pârtiile improvizate cu ce au avut, folie sau chiar geci. Sania e prea abruptă panta asta și n-are recat, mă vin în cap după aia. Deci îmi trebuie și stai și te uiți? M-am dat cu ciolofanul cu ea. Partia de la blugie. Cei mari au dat în mintea copiilor și au făcut oameni de zăpadă, unul mai mare ca altul. Al nostru cred că o să fie mic și gras. Cum a zis domnul președinte, că o să fie grasul ce a făcut. Da. O să-l facem frumos. O să-l facem înalt și chiar cu bulgările cât mai rotund. Vreau să fie mare. Cât de mare? Cel mai frumos, nu? Mare și cel mai frumos și foarte mare. Astfel, porțiunile mai abrupte din pădurea Trivale au devenit pârtiile perfecte pentru amatorii de sanie.